asociație care se ocupă cu protecția animalelor lângă marginea Bucureștiului. Avem 217 căței în adăpost, plus adiacentele pe care le avem în grijă, căței cu noi de la gaze, de la apă, e drumul de la Mastitaxi și până la adăpost. Sunt circa 40 de căței aflați în grija noastră privind mâncarea și tratamentele pe care le avem. Adăpostul este momentan întreținut de două membre fondatoare care au rămas și voluntarii noștri. Noi ziua suntem la servici, venim în timp să să-i verificăm. Mai mult în weekend facem treabă pentru ei. Le reparăm cotețele, le facem curat în țarcuri. În ultima perioadă n-am mai putut face curat din cauza condițiilor ploaie care au fost. Căței sunt toți sterilizați, fete și băieți. Sunt vaccinați, inclusiv până anul trecut, anul ăsta nu au primit vaccin decât de parazitare internă. De ce la unii sunt așa diferite dotațiile? Am văzut că unii au doar o căsuță, alții au și pături sau ceva. Cotețele sunt, ele sunt improvizate și făcute de noi. O parte le-am primit de la o asociație și de-aia sunt diferite. La început, sincer, aveam doar paleți puși în loc de cotețe. Erau paleți puși cap în cap. Și am acoperit cu linoleu. Acum, în ultima perioadă, ne-am mai scos așa și avem cotețe frumos. Punem paie înăuntru ca să le țină de cald. Le acoperim ca să nu le plouă. Le reparăm că sunt mulți zăbuși care se joacă cu ele și le termină, le strică, le rup. Iar acest teren nu este al asociației, ci este doar închiriat. Este închiriat, da. Cam 350 de euro chirie pe lună și de obicei suntem în urmă cu chiria. Avem restanță mare, dar... Iar terenul este numai unde se termină gardurile sau și un pic în afară, în afara țarcurilor? Terenul, proprietarul ne-a lăsat să ne întindem pe unde vrem noi. Și indiferent cât e de întors, suma e aceeași. Nu ne-a pus restricții sau... Plătim, pur și simplu, pe țarcurile care sunt aici. Cea mai bună soluție este să aveți un teren care să vă aparține și să nu vă poată da nimeni afară, nu? Noi chiar am găsit un teren, dar trebuie să mai strângem cei 15.000 de euro necesari pentru... 15.000 de euro? Da, pentru 5.000 de metri, 5.700 sunt și foarte aproape de aici, până putem face un buț. În total, nu? Deci asta e chiar suma totală sau mai vin anumite taxe? Suma totală pentru teren, adică pentru achiziționarea de la proprietar. Și apoi, pentru ridicarea adăpostului, că vrem să-l facem adăpost mai normal, nu cu noroaie, să punem ciment, vrem să punem paleți ca lume. Apă, curent? Apă, curentul o să fie cu generator și îngrădit, că aici, dacă lăsăm ceva, se fură. Deci aici nu e... Noi am vrea să cumpărăm un teren. Ia uite, țineți și oameni? Da, să ia domnul Barbu. Am înțeles că eu am luat un loc aici. Am găsit un loc, dar n-avem bani de teren. Păi și cât e? Cât de 15.000. Cât? 15.000. Ce 15.000? 15.000 de euro să cumpărăm teren. În câți metri? 5.700. Cât? 5.700. El inițial a cerut aici, am zis că... Cât ne vine la metru? 3 euro pe metru. Cu cine avem onoarea? Domnul Carla Ghina. Am venit împreună. Unde vreau? A, n-am trecut. Năsucule! Năsuc! Ce faci, mă, iubitulu, mama, mă? Ce faci, mă, iubitulu, mama, mă? Da, dragoste, da! Nu mi-am dat mustățile, mama, că nu-ți fac nimic! Năsucu! Ce, mama, ce iubitul meu?
mama cu ghezut. Da. Da. Ia să vulpi și floricel. Vulpi, ce, mami? Stai să mă cheamă, tu nu vezi că am venit la tine. Scuze, mă, scuze. Mă, care n-a dat blănuță deloc când a venit la noi. Acum este... Ce din asta? I-a fost mai mult. Și eu am venit după tine și am mai pus. Și am mai dat și o grămadă de piept din aia de pui. Unde faceți sterilizările? Sterilizările le-am făcut de două ori în cabană. Am curățat-o, sterilizat-o tot. Bine, nu era ca acum, era duc lună goală. Acolo? Da. Dar cu doctorii veniți cu instrumentele lor, clinică mobilă. Și cât să plătiți pe câine? Alea le-am primit cadou de la RAR, de la asociația... Romanian Animal Rescue. Exact, le-am făcut Nancy cadou. Pe primele hai dintre ele și a doua oară... Nu suc, hai că vin să mă uit. Le-am plătit noi. Și altfel ne ducem cu căței la cabinet în oraș. Bine, sterilizările le-am avut nu pentru căței noștri, ci pentru cei din glina, din comună. Pentru că în fiecare weekend din vară îi găsim aruncați câte 5-7 pui, am zis să sterilizăm la oamenii din comună, care n-au pus prea receptiv, dar nu. O parte au... Iadă-te-mi, Nesucu. Și Nesucu e tare iubitor. La alți căței mai băieți, așa nu-i place să-l domine cineva. Dar Nesucu? Nu. Nesucul lui mama. El e scos de la hingheri. E scos de la hingheri și l-am adus în țarcurile noastre. Unde sunt hingheri? Hingheri din Paladii. Sunt adăpostul primărilor. Și acolo e omoară? Nu se mai omoară acum, înainte să omorau. Acum îi țin și până îi scoate cineva. Acum nu mai, București nu-i mai omoară din ce verificăm noi. Aveți un termen cam până când trebuie să plătiți terenul ca să nu pierdeți șansa? Nu avem un termen, e la noroc. Dacă vine un cumpărător înainte cu banii jos, o pui vinde. Dacă nu, îl țin. Adică primul venit, primul... Da. Ok, mulțumesc! Și eu mulțumesc!